După ce am avut ocazia să analizăm atât de multe smartphone-uri de nouă generație și terminale de ultimă oră, iată că a venit rândul celei mai populare tablete din lume să poposească în redacția Mobilissimo, prin amabilitatea celor de la evomag.ro. Așteptată cu sufletul la gură atât la nivel internațional cât și în România, tableta Apple iPad 2 s-a vândut atât de bine încât a epuizat stocurile globale ale producătorului din Cupertino, forțându-i să crească producția. Dacă aceste vânzări sunt datorate faimei brandului sau unei tablete cu dotări incredibile, aflăm în următoarele minute. Trebuie menționat că varianta pe care o testăm aici este cea Wi-Fi de 16 GB cu carcasă de culoare neagră. Design. iPad 2 păstrează designul predecesorului său în ceea ce privește formatul și mărimea diagonalei display-ului, dar vine cu o grosime și o greutate scăzute. Astfel, noua tabletă Apple măsoară 8,8 mm în grosime, chiar mai puțin decât iPhone 4 și cântărește doar 601 grame în varianta Wi-Fi, respectiv 607 grame în varianta Wi-Fi plus 3G. Interesant este faptul că modelul Verizon Wi-Fi plus 3G cântărește 613 grame. În partea frontală descoperim display-ul touch de 9,7 inch, butonul Home fizic în partea centrală sub ecran și camera frontală integrată discret în partea superioară. În partea laterală dreaptă, terminalul prezintă butonul de trecere pe silențios, care poate fi folosit și pentru blocarea rotirii din format portrait în landscape și viceversa. Acesta este însoțit de butoanele de volum, iar trecând în partea superioară descoperim jack-ul audio de 3,5 mm și butonul on-off cu rol de blocare a terminalului sau activare acestuia. În cele din urmă, în partea inferioară se află conectorul tabletei pe care îl veți folosi să vă sincronizați conținuturile cu PC-ul sau Mac-ul. În partea din spate a lui iPad 2 se află camera, clasicul logo Apple și difuzorul în partea inferioară. Carcasa tabletei este metalică, fabricată din aluminiu și are tendința de a rămâne mereu rece, deci nu vă veți confrunta cu un iPad care vă va încinge mâinile. iPad 2 aduce în plus față de predecesorul său camerele integrate în partea frontală și cea din spate, fără a influența în vreun fel designul. Tableta este ergonomică și stă bine în mâinile utilizatorului, chiar dacă uneori cele 601 grame par mai mult când ținem tableta cu o singură mână timp de minute bune. Hardware. Pe partea de hardware, lucrurile stau bine. Terminalul soțim cu 16, 32 sau 64 GB memorie internă și suport pentru conectivitate Wi-Fi 802.11a BGN și Bluetooth 2.1 plus EDR în versiune Wi-Fi și adăugând și suport UMTS, HSDPA, HSUPA, GSM, Edge în versiunea 3G. Display-ul noii tablete este un touchscreen wide multitouch de 9,7 inch bazat pe tehnologia IPS și beneficiind de backlight LED. Rezoluția sa este de 1024x768 pixel, iar sub carcasa acestui nou device se află creierul său, un procesor Apple A5 dual core de 1 GHz, creat pentru cea mai bună performanță cu un consum cât se poate de scăzut. Camera spate a tabletei este capabilă de captură video HD 720p, în vreme ce camera frontală poate realiza captura VGA. Alimentarea acestui nou iPad se realizează cu ajutorul unei baterii incorporate litiu polimer, care vă oferă până la 10 ore de gaming, navigare pe web, vizionare de filme și multe altele. Tableta mai incorporează și un difuzor destul de puternic, un giroscop, accelerometru, busolă digitală și senzor de lumină ambientală. Folosind un cablu special Apple, puteți realiza output video 1080p pe un televizor în cazul acestei tablete, dacă doriți să mutați experiența de gaming NFS pe un ecran mai mare. Deși Apple nu a făcut vreo precizare la acest capitol, testele tabletei au arătat că aceasta vine cu 512 MB RAM, care își fac treaba perfect în cele mai noi versiuni de iOS și nu am întâlnit nici urmă de lag, chiar și atunci când rulam multiple aplicații simultan.
Deși această tabletă este una dual core, dacă ați folosit un iPad 2, nu veți simți o schimbare uriașă de performanță, poate și pentru că procesorul a fost clocat la 800 de MHz. Sistem de operare și interfață. Apple iPad 2 sosește cu sistemul de operare iOS 4.3 și avem deja la dispoziție actualizarea iOS 4.3.2, care rezolvă unele dintre bug-urile OS-urilor precedente. În noul iOS, Apple a îmbunătățit performanța browserului. Oferă suport AirPlay pentru o gamă mai largă de terminale și a introdus și foarte utilă funcție care permite utilizarea butonului de trecere pe mute pentru a bloca tableta în mod de vizualizare portret sau landscape. Ca și restul variantelor iOS, aceasta include browserul Safari Mobile, care se comportă destul de bine și putem spune că este chiar mai rapid decât pe primul iPad. Dacă ați folosit vreodată un iPhone, știți la ce să vă așteptați de la acest browser. În ceea ce privește interfața lui iOS, aceasta este intuitivă și nu rezervă mistere utilizatorului. Aveți la dispoziție un meniu Home care afișează aplicațiile instalate și oferă un dock cu cele mai importante 4 funcții în partea inferioară: browserul Safari, Mail, Imagini și iPod. Printr-o dublă apăsare rapidă a butonului Home, veți deschide meniul de multitasking în partea inferioară a ecranului, care vă prezintă toate aplicațiile ce rulează simultan și vă dă posibilitatea să le închideți sau să le accesați. Aceeași secțiune de multitasking include și playerul iPod, care poate fi accesat într-o formă simplificată, permițându-vă să dați play unei melodii, să treceți la alta sau să modificați volumul și luminozitatea tabletei. De asemenea, atunci când tableta are ecranul blocat, va exista o opțiune de a transforma terminalul în ramă foto, afișând în slideshow toate fotografiile aflate în memoria sa. Deplasarea între meniurile principale se va face prin mișcarea swipe către dreapta și stânga, fiind astfel dezvăluite toate listele cu aplicații. Aveți la dispoziție și o bară de căutare în meniu, făcând swipe către dreapta din meniul principal. Aplicațiile sunt accesibile cu un singur tap și le puteți înlătura ținând apăsat degetul pe ecran și apăsând apoi X-ul din colțul fiecărui soft. În plus, puteți muta iconurile aplicațiilor oriunde doriți pe ecran, pentru o ordonare mai bună a acestora. În partea superioară a ecranului va fi afișată conectivitatea Wi-Fi, ora și nivelul bateriei în procente. Notificările în cazul acestui OS vor sosi indiferent în ce secțiune a meniului sau sistemului de operare vă aflați și sunt de două tipuri, vizuale și auditive. Spre exemplu, când primiți un mail, veți auzi un sunet specific, iar în varianta 3G, dacă primiți un SMS, acesta va fi afișat direct pe ecran, chiar dacă vizionați un film sau ascultați o melodie. Veți folosi iTunes pentru a descărca numeroase tipuri de conținuturi media, podcasturi și multe altele, în vreme ce aplicațiile vi le veți procura din Apple App Store. Pe iPad 2 este prezentă și funcția Game Center, lansată nu cu mult timp în urmă de către Apple și amintind de un soi de Xbox Live simplificat. Folosind contul Game Center, puteți vedea câte puncte aveți în jocurile instalate, recordurile stabilite, niveluri sau bonusuri deblocate și multe altele. Veți putea crea o listă de prieteni cu care să jucați diferite titluri, să invitați contactele la o sesiune de gaming sau să vedeți clasamentele cu cele mai bune punctaje. iOS vine la pachet cu funcția Notes, care vă permite să luați notițe rapid și să le salvați pentru vizualizare ulterioară. Ce am apreciat este că în varianta cu tastatura în limba română, diacriticile vă vor fi puse automat, ceea ce este un mare plus pentru cei care țin la corectitudine. În ceea ce privește sincronizarea, aceasta se realizează la fel de simplu ca până acum, conectând tableta la PC sau lăsând iTunes să-și facă treaba. Vă vor fi sincronizate contactele, aplicațiile, fotografiile și conținuturile audio și video de pe tableta și asta în doar câteva secunde, respectiv minute dacă este vorba de mulți gigabytes stocați. Copierea de melodii sau filme pe tablete este o chestiune de drag and drop în iTunes de pe PC, iar sincronizarea se va putea realiza automat sau manual, utilizatorul alegând ce porțiune din datele stocate pe iPad dorește să sincronizeze. Telefon.
Puteți folosi iPad 2 drept telefon doar prin Skype sau alți clienți Voice IP în varianta Wi-Fi, dar aveți la dispoziție și FaceTime și Skype pentru apeluri video. Calitatea de apelare este bună în cazul lui Skype, dar dacă doriți apeluri video, FaceTime stă mai bine la acest capitol și este deja celebră modalitatea de realizare a videoconvorbirilor, ceea ce vă permite să implicați ambele camere ale terminalului, pentru a-i arăta interlocutorului fie echipul persoanei cu care vorbește, fie mediul înconjurător al vorbitorului, folosind camera din spate. În Skype veți putea adăuga noi contacte sau le veți folosi deja pe cele existente, iar convorbirea audio cu un client Skype de PC s-a realizat fără probleme și fără lag, în vreme ce videoconvorbirea a avut de suferit nu atât din cauza camerei de pe iPad, ci din cauza calității proaste a imaginii primite de la PC și camera sa web. Salut, Marius! Ciao. Testăm FaceTime pe iPad 2. Cum merge? Se vede foarte bine. Ok, mersi! Ciao. Foto și video. Experiența foto pe iPad 2 este una a camerelor foto care pot fi alternate oricând, deși diferența de calitate este clară și în favoarea camerei din spate a terminalului. Din start vă veți distra cu aplicația Photo Booth, ce integrează 9 efecte inedite aplicate imaginilor surprinse de cameră. Astfel veți avea la dispoziție o cameră cu sensibilitate la schimbările de temperatură, thermal camera, un efect de oglindă, un efect tip raze X și un kaleidoscop. În plus, aveți varianta normală de captură, dar și alte 4 metode de a deforma imaginile și transforma o față normală în cele mai haioase, uneori hidoase fețe. Procesorul Apple A5 nu are nicio problemă în a procesa simultan 9 preview-uri live de imagine cu efecte aplicate și asta e un punct în plus pentru tabletă. În ceea ce privește captura camerelor, deși camera principală suportă captura HD720p, noi nu am simțit-o astfel, mai ales în condiții de luminozitate scăzută. Teoretic aveți la dispoziție captura cu până la 30 de frame-uri pe secundă și fotografii cu zoom digital de 5 ori. Practic, zoom-ul strică tot, iar fotografiile vor arăta bine doar dacă știți să realizați un touch focus decent, setând perfect zonele cele mai iluminate ale capturii. Camera frontală este un VGA fără prea multe pretenții și axându-se mai degrabă pe videoconvorbiri. Odată realizată o fotografie, ea poate fi trimisă prin e-mail sau postată pe serviciile de socializare, dacă doriți. Muzică și film. La capitolul muzică veți folosi clasica aplicație iPod, care este simplistă și organizează melodiile după gen, artist și nume. Oferă o modalitate de căutare în rândul melodiilor și vă pune la dispoziție și coperte de albume, însă fără cover flow de această dată. Filmele pot fi vizualizate în secțiunea Videos, unde veți putea vedea și informații despre respectiva peliculă, dacă acestea sunt incluse. Aveți la dispoziție și subtitrări dacă filmul de pe iPad oferă această opțiune. Calitatea audio este ireproșabilă în cazul playerului audio, fie că folosiți căști sau difuzorul de pe iPad pentru a asculta muzică, în vreme ce la capitolul calitate video nu avem nimic de obiectat, deși nu se vor simți diferențe prea mari față de primul iPad. Internet. Pentru a accesa site-ul web aveți la dispoziție Safari Mobile, care a evoluat mult, deși recent în cadrul unei conferințe de hackeri a fost spart în doar 5 secunde.
În continuare, la încercarea unei pagini sau la un scroll rapid, apare acel model gen tablă de șah, specific încărcării unei pagini web în Safari și în continuare se simte lipsa lui Adobe Flash. Pentru a accesa YouTube, aveți la dispoziție în continuare o aplicație specială care pentru un iPad primește un look nou și atractiv. Lista de clipuri relaționate din dreapta clipului vizionat suportă scroll vertical, iar noua aplicație YouTube arată excelent și ne oferă aceeași funcționalități ca și la versiunea desktop, doar că într-o altă aranjare. Aplicația Maps folosește Google drept provider, dar puteți folosi Safari pentru a accesa Bing Maps, care deja a făcut progrese semnificative și la capitolul grafic începe să arate mai bine decât Google Maps. Aplicația principală Mail din partea inferioară a ecranului va afișa numărul de mail-uri primite și ne pune la dispoziție o interfață simplistă. În partea stângă va fi afișată o listă cu mail-urile primite care vor putea fi deschise individual pe tot ecranul, fiind permisă și vizualizarea de atașamente. Aplicații. Aplicațiile sunt pilonul central al lui iOS și am putea spune și motivul principal pentru care lumea cumpără iGadget-uri. Acest lucru este adevărat și în cazul lui iPad 2, care de sine stătător nu vă oferă prea multe distracții, dar odată plin de aplicații devine un gadget indispensabil. Cele mai importante softuri pe care le-am instalat sunt chiar cele prezentate de Steve Jobs în martie, atunci când tableta a fost anunțată. Este vorba despre iBooks, iMovie și GarageBand. iBooks este o modalitate de a stoca și descărca toate cărțile preferate de dumneavoastră în format digital. Veți putea răsfoi volumul preferat din Charles Dickens sau Mark Twain, modifica fontul atât ca mărime cât și ca tip, schimba luminozitatea, pune un semn de carte, scrie o notiță pe text sau căuta pe web un anumit cuvânt sau paragraf. Aveți la dispoziție chiar și un dicționar pentru nelămuriri. Experiența de citire este completă, iar lista de cărți este enormă. Cu ajutorul lui iMovie veți putea edita un clip realizat cu ajutorul camerelor de pe iPad 2. Imaginați-vă un Windows Movie Maker puțin mai complex și în același timp cu o interfață simplistă. Puteți adăuga o coloană clipului pe care îl editați, efecte audio în genul unui șir de aplauze sau lătatul unui câine. De asemenea, puteți lipi sau decupa mai multe clipuri, adăuga fotografii și efecte sau tranziții unui fișier video, deși pe acestea din urmă nu le-am încercat, ele fiind oferite separat de aplicația principală în App Store. GarageBand este probabil aplicația cu care am petrecut cel mai mult timp pe iPad 2, ea furnizându-ne ore bune de distracție. Practic, cu acest soft puteți deveni un compozitor ceva mai tare ca Marius Moga peste noapte. Aveți la dispoziție chitări cu toate efectele asociate, chitară bas, zeci de tipuri de clape, sintetizatoare și pianuri clasice și tobe care de care mai customizate. Puteți folosi note sau acorduri în cazul instrumentelor cu corzi și se poate chiar să faceți band, corzii de ghitară, dacă doriți un solo mai jucăuș. În plus, puteți folosi tableta drept amplificator, conectând chitara electrică printr-un adaptor special conectat la jack-ul audio și adăugând efecte de amplificare și pedale virtuale pentru ghitară. Cu puține îndemânare și răbdare, veți compune melodii din orice gen muzical vă puteți imagina pe această tabletă. Am avut ocazia să testez și noul NFS Hot Pursuit pe tabletă, gameplay-ul fiind mai impresionant decât grafica. La prima vedere am avut tendința să nu apreciem grafica acestui joc, dar trebuie să reținem totuși că aceasta este o tabletă și nu are aceeași capacitate ca o consolă sau un PC de ultimă oră totuși. NFS Hot Pursuit ne-a oferit șansa să fim polițiști sau piloți de curse ilegale stradale, având la îndemână automobile rapide și metode de a opri piloții în cazul polițiștilor. Astfel, apăsând un buton afișat pe ecran, puteți pune țepi stradal pentru a dezumfla roțile celor care fac curse ilegale. În rest, înclinând tableta în dreapta și în stânga, manevrați automobilul cu ajutorul accelerometrului, iar cu o mișcare de swipe în sus, în partea dreapta a ecranului, puteți folosi un boost de viteză, clasicul NOS. Pentru socializare am folosit aplicația MyPad, deși trebuie să recunoaștem că există și varianta de intrat pe Facebook direct din Safari. MyPad este o aplicație specială pentru Facebook care include feed-ul live de statusuri ale prietenilor dumneavoastră, opțiunea Places, un motor de căutare, notițe, evenimente, notificări și grupuri de prieteni.
Există și o opțiune de chat inclusă, dar trebuie să recunoaștem că interfața aplicației ne poate induce puțin în eroare prin suprapunerea ferestrelor acestui client de Facebook. Concluzii, minusuri. iPad 2 nu se diferențiază fundamental de iPad 1, iar upgrade-ul de specificații nu este unul atât de impresionant încât să facă clar diferența. E drept că procesorul este dual core, iar tableta se mișcă mai rapid și este mai subțire, dar iPad 2 rămâne totuși un iPad, cu mici modificări și camera în plus. La capitolul minusuri menționăm Safari Mobile, care are în continuare nevoie de îmbunătățiri, în special la capitolul viteză, securitate și o modalitate mai eficientă de încărcare a conținuturilor, fără a lăsa acele fișiere afișate pe ecran. De asemenea, trebuie precizat că ne-am fi așteptat totuși la un display Retina pe acest nou model de iPad și nu la același ecran, deși mai subțire de pe prima tabletă Apple. Aflați și că acest terminal are darul de a fi foarte rece sau foarte fierbinte, în funcție de cât timp îl lăsați la soare sau într-un mediu cu temperatură scăzută. Vină o putem pune pe seama carcasei din aluminiu, care ia destul de rapid o temperatură potrivită mediului său înconjurător, dar uneori incomodă pentru degetele utilizatorului. Concluzii, plusuri. iPad 2 este cea mai rapidă tabletă pe care am testat-o până acum, dispunând de multitasking și o baterie incredibilă. Ce altă tabletă se mai poate lăuda cu 10 ore de funcționare sau chiar mai mult? Și acestea nu sunt doar specificații teoretice ale celor de la Apple, deoarece tableta va funcționa chiar și acest număr mare de ore fără probleme, fie că navigați pe web, vizionați clipuri video, vă jucați sau compuneți muzică în GarageBand. Noul iPad este foarte plăcut de folosit drept unealtă multimedia, având capacitatea de a edita video, compune melodii și de a realiza capturi video și foto cu numeroase efecte. Această tabletă vă poate schimba modul de viață, oferind noi opțiuni, precum realizarea unui clip video la o nuntă sau în vacanță, care se includă cu ajutorul lui iMovie și un soundtrack sau efecte. În plus, fotografiile primesc efecte din start, iar FaceTime este o metodă excelentă de a realiza videoconvorbiri și de a arăta tuturor locul în care vă petreceți vacanța folosind camera din spate. În plus, acesta fiind un iDevice, aveți la dispoziție mii de aplicații cu care să vă distrați atât gratuit cât și contracost, fie că e vorba de jocuri, aplicații de socializare sau aplicații media. Verdict mobilissimo.ro. Apple iPad 2 este o tabletă foarte bună, mai ales luată de sine stătătoare. Dacă începem comparațiile cu iPad 1, descoperim că diferențele nu sunt atât de mari încât să ne șocheze. Putem spune că în afara celor două camere și puțină putere de procesare în plus, diferențele sunt minuscule, iar cele de design nu se simt atât de puternic. În continuare, prețul tabletei rămâne crescut pentru publicul din România, dar accesibil pentru cel internațional. Dar poate că acest lucru se va schimba în următorii ani. Este iPad 2 un înlocuitor de PC sau notebook? Putem spune că da, și am fost surprins să vedem că și persoane care nu au folosit vreodată un iDevice scriu foarte repede pe tastatura virtuală a unui iPad. Ne imaginăm că folosind un dock, o tastatură Bluetooth și eventual conectând tableta la un TV cu ecran mare, vom scăpa de nevoia de PC sau chiar și de consola de jocuri pentru o perioadă lungă. Mulțumim celor de la evomac.ro că ne-au oferit ocazia de a testa acest gadget care a făcut furor în toată lumea, pe bună dreptate putem spune. Vă invităm să ne urmăriți pe mobilissimo.ro pentru cele mai noi știri din lumea telecom și să ne urmăriți și canalul YouTube pentru a fi primii care vizionează recenziile noastre cu ore înainte ca ele să ajungă pe site.